Reprezentanții Polarisem Holding au achiziționat o mașină care, cu ajutorul unei tehnologii inovative, curăță la cel mai înalt nivel pubelele. După cum știți, în această perioadă a sărbătorilor pascale, gospodinele se pregătesc de curățenie. Așa și societatea pe care o reprezint, Polarisem Holding, la inițiativa domnului viceprimar Florin Chelaru, a hotărât să achiziționăm o mașină de igienizare a containerelor de pe raza orașului Nevodari. Procesul este unul simplu și nu necesită deplasarea pubelelor din locul în care sunt amplasate. În doar câteva minute, acestea sunt scoase din mașina care le dezinfectează. Mașina de gunoi merge în fața mașinii care igienizează containerele, se descarcă gunoiul menajer din acele containere, sunt băgate în mașina de spălat, se acționează cu soluție de igienizare, după care sunt amplasate la locul lor. Astfel, în prag de sărbători pascale, orașul Nevodari va fi mai curat.